Conferințele preoțești de primăvară din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului au debutat astăzi. Primii care s-au reunit în ședință de lucru au fost preoții din protopopiatele Cluj 1 și Cluj 2. Clericii au participat în capela Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiu la un tedeum oficiat în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului. Lucrările conferinței au fost deschise în aula facultății de către ierarh, care le-a explicat preoților rolul și rostul acestor întâlniri. Voi înrădăcina preocuparea conferinței noastre de astăzi, așa cum este și normal, în revelația divină. Zice înțeleptul Solomon în Cartea Pildelor, în capitolul 22, versetul 6, un lucru care rămâne valabil până la sfârșitul veacurilor. Deprinde pe tânăr cu purtarea pe care trebuie să o aibă și chiar când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Acum, cât reușim sau cât nu reușim noi, numai Dumnezeu știe. Dar, măcar să avem conștiința împăcată că încercăm să facem lucrul acesta. Nu vom reuși să-l facem așa ca Domnul Hristos. Dar El este modelul absolut și în Evanghelia după Matei, în capitolul 7, versetul 29, citim că îi învăța pe ei ca unul care are putere, iar nu cum îi învățau cărturarilor. Lui ne rugăm să ne dea și nouă putere, ca să-i putem învăța pe copiii și pe tinerii noștri, uitându-ne la El, să-i învățăm cu putere, cu puterea primită de la El. La întâlnire a fost prezent și rectorul Universității Babeș-Bolyai, academicianul Ioan Aurel Pop. Cărează-mul nostru este propria noastră cultură, că această cultură s-a făurit la lumina bisericii, că toate școlile noastre au funcționat pe lângă biserici, că preoții și diecii erau și dascăli în școlile acelea modeste, și că prin această învățătură am ajuns până astăzi unde am ajuns, să înțelegem Europa, să o prețuim, dar să ne prețuim și valorile noastre. Pentru că prin aceste valori am ajuns unde suntem. De aceea cred că sărbătorirea anului acestuia al educației creștine și al primelor tipărituri despre care eu am mai vorbit și au vorbit și alți mai învățați decât mine, sărbătorirea asta este foarte binevenită. Biserica noastră a avut o idee extraordinară, o idee constructivă care ne va putea reașeza pe făgașul acestor adevărate valori din care eu am pomenit nevrednicul așa de puține. Ținând cont de scopul pe care îl are educația și anume acela de a crește, de a hrăni, de a hrăni sănătos copilul, sigur, intelectual vorbind, și totodată ținând cont de puternica opoziție ce se aduce educației sănătoase, educației religioase, care nu le elimină pe Dumnezeu din școală, din spațiul public, am ales ca temă în această conferință de primăvară educația religioasă a tinerilor în noua ordine morală. Concluziile acestei conferințe sunt acelea că, cu metode noi, pentru o nouă ordine morală care se vrea impusă și în țara noastră, nu putem decât cu mult entuziasm sfânt să ne implicăm, să ne educăm copiii noștri, să-i creștem, netrecând cu vederea perenele, adevăratele valori ale credinței noastre și ale educației tradiționale românești. La final, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a împărțit tuturor preoților prezenți ultima sa carte publicată. Conferințele preoțești de primăvară vor fi organizate în următoarea perioadă în toată eparhia.